Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier care a avut loc luni seara în Deva, pe șoseaua de centură, într-un sens giratoriu din zona cartierului Dorobanți. Pompierii detașamentului Deva au acționat cu autospeciale de intervenție și au participat la acordarea primului ajutor împreună cu echipajele medicale ale serviciului de ambulanță județean Hunedoara. În eveniment au fost implicate două autoturisme. Într-unul dintre ele se aflau patru persoane, iar în cel de-al doilea era doar conducătorul auto. În urma accidentului, trei persoane aflate în autoturismul care a trecut peste scoarul din sensul giratoriu au fost rănite și transportate la unitatea de primiri urgențe Deva de către ambulanțele serviciului de ambulanță județean. Două dintre ele prezentau dureri lombare, iar cea de-a treia avea o contuzie cervicală. Conducătorii acelor două autovehicule nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii din Deva au asigurat măsurile de prevenire și stingerea incendiilor, iar cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către organele competente.